onorată audiență, vă spunem bun venit la conferința Școală pentru viitor, perspective privind dezvoltarea parteneriatelor școală-comunitate, organizată în cadrul celei de-a șaptea ediții Abatorii Fest la Șimleu Silvanii. Avem deosebită onoare și în premieră la Șimleu domnul rector, profesor universitar, doctor psiholog Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumim mult! În deschiderea acestei conferințe, dați-mi voie să invit gazda evenimentului alături de noi pentru câteva minute, pentru a adresa cuvântul de bun venit domnului primar Mihai Cristian Lazar, primar al orașului Șimleu. Mulțumesc frumos pentru câteva minute aici, o să rămân până la final la tot evenimentul. Domnule rector, domnule președinte, distinse oficialități, dragi invitați, mă gândeam acum, pentru un moment cât stăteam mai înainte, ce moment important este pentru orașul nostru, cât este de special, având în vedere amploarea evenimentului și tema lui. Dar mă gândeam cât e de special, în primul rând, din punct de vedere personal. Și e mult mai special din punct de vedere personal. Poate chiar unic în viață. Să fii ca om în aceeași sală, la același eveniment, cu dascălii, sau reprezentanții tuturor entităților care te-au format. De la grădiniță, școală, liceu, universitate. Dragi dascăl, eu vă mulțumesc și cu această ocazie pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi, pentru fiecare generație care iese din mâna voastră și mă înclin în fața voastră și sunt sigur să spun că gratitudinea mea, a noastră, nu este suficientă față de ceea ce faceți. Lângă ea trebuie să vină întregul nostru sprijin și pentru asta ne batem. Vă mulțumesc și mă înclin în fața voastră pentru tot. Cum se spune, ai carte, ai parte. Atât de simplu și totodată atât de cuprinzătoare această afirmație. Avem aici în față profesori cu experiență, care au trecut prin toate experimentele, să zic așa, din educație, din acești 32 de ani. Unii își aduc aminte, probabil, și de perioada de dinainte. Sigur că, cu siguranță, părerile sunt împărțite și vorbim aici de păreri avizate, păreri profesionale, pentru că vin din partea unor persoane care sunt actori, sunt activi în tot ce înseamnă fenomenul educațional. Am avut un singur model, am avut manuale alternative, am avut facultăți private înființate în baza legii societăților comerciale. Am avut propuneri de reformă din mers sau prin legi dezbătute în Parlament sau în spațiu public. În fine, astăzi suntem într-un moment în care ne punem întrebarea încotro. Ce putem face noi pentru copiii noștri? Și cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să le dăm o perspectivă. O perspectivă care să le întărească dorința de a face ceva bun în viață, de a cunoaște o meserie care în final să le ofere lor o viață bună și decentă. Cum facem asta? Profesorii știu cel mai bine că tinerii urmează modele. Iar de datoria noastră este să le oferim acele modele autentice care pot să îi insufle, să le arate că dacă ești serios și îți faci treaba în meseria ta, vei reuși în viață. Nu trebuie să căutăm modelele în reviste sau în televiziunile de showbiz, pentru că le aveam aproape, în proximitate. Modelele sunt în școli, în companii, în instituții, sunt oameni care muncesc și arată că atunci când ești serios, poți să reușești. Cred că în România un bun inginer
un meseriaș, un antreprenor mic, dar serios, poate să trăiască și să o ducă foarte bine. Ăsta este mesajul pe care cred eu că trebuie să-l propagăm cu fiecare ocazie pe care o avem. Școala și noi, partenerii activi, care suntem implicați într-un fel sau altul, trebuie să insuflăm aceste valori tinerilor, valorile ce țin de respect, de bună cuvință, de conștiința datoriei împlinite și, în final, aceste valori să le arate că doar așa, cu ele insuflate, pot să meargă înainte. Eu când am venit la primărie, la Șimleu Silvaniei, mi-am dat seama că în fiecare zi trebuie să facem ceva consistent ca să mutăm lucrurile înainte. Și mi-am fixat ca obiectiv să asigurăm dezvoltarea întregii infrastructuri educaționale. Asta am și făcut și asta și facem. Avem șantiere finalizate, șantiere care sunt în curs de finalizare, sau ieri s-a semnat, o spun în premieră, s-a semnat contractul pentru școala Silvania, pentru reabilitare. Este o preocupare continuă să dezvoltăm sectorul educațional și dincolo de infrastructură ne dorim să apăsăm pedala și pentru dotarea lor. Pentru că noi vrem ca tot ce se întâmplă în mediul educațional să ajungă la un nivel cât mai competitiv de aici, de la Șimleu Silvania. Doar așa vom putea crea un mediu atractiv din punct de vedere educațional, să-i creștem calitatea și, în final, totodată să avem grijă ca fiecare și cei care sunt în nevoi, cu nevoi speciale, să aibă acces la educație, pentru ca nimeni să nu rămână în urmă, iar riscul abandonului școlar să fie unul cât mai scăzut sau a părăsirii timpurii a școlii. Educația va reprezenta pentru noi și reprezintă o ramură importantă în bugetul local și nu ne vom opri doar la bugetul local, vom continua și cu finanțările externe pentru următorii ani. Va reprezenta o componentă foarte, foarte serioasă de interes pentru noi, pentru că doar așa vom putea face în final diferența. Sigur că peste câteva săptămâni, peste două săptămâni, este ziua educației. Și cred că merită, consider cu tărie că merită să marcăm această zi și să o dedicăm celor care formează, celor care formează și șlefuiesc tinerile generații. Și asta înseamnă să o dedicăm profesorilor vouă pentru tot ceea ce faceți și să avem grijă că astfel de momente nu trec pur și simplu cu vederea, nu sunt trecute cu vederea, ba din contră, le dăm importanța cuvenită. Pentru că cel mai sigur drum pentru un viitor mai bun este educația. Cunoaștem drumul, ne dorim toți un viitor mai bun, haideți să-l urmăm. Dacă vom investi, dacă avem grijă și ne preocupăm, vom reuși. Pentru că o investiție în educație nu este o cheltuială, este cea mai sigură formă de investiție, pentru că ea nu cunoaște riscul falimentului. De aceea vom investi și sunt convins că aceasta este cheia unei dezvoltări durabile pentru orice comunitate, cât și pentru noi ca stat. Deci toate pânzele sus pentru o educație de calitate și vă spun cu toată tăria, bun venit la Șimleu, domnule rector! Domnule primar pentru mesajul adresat, alături de domnia sa îl invit pe domnul președinte al Consiliului Județean Sălaș, domnul Dinu Iacu Sălășanu, să ne transmită gândurile domniei sale. Despre
urbea dumneavoastră, despre festivalul la care participăm și despre manifestarea noastră. Mă bucur foarte mult că ne regăsim la 7-a ediție a festivalului medieval Bathory Fest. Observ cu bucurie că acest festival medieval de reconstituire istorică este de la an la an mai plin de viață. Mai spectaculos, cu parteneriate multidisciplinare și de tot ce asigură publicului de toate vârstele ofertă culturală și educativă bogată. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să-l felicităm pe domnul primar, pe domnul viceprimar și pe toți cei care se regăsesc în organizarea acestui eveniment important din șimbleul Silvaniei. Vă doresc din plin multe realizări și să dăinuie pe mai departe această manifestare cu progresul cuvenit și cu ambițiile dumneavoastră, așa cum spuneați, cu toate pânzele sus. În cuvântul meu doresc să fac trimitere în egală măsură atât la unele repere definitorii ale identității orașului Șimleu Silvanii, la sfârșitul și prezentul continuu al cetății Bathory, precum și la cel acum al nostru, al trăitorilor acestor meleaguri. Mi-am impus să vorbesc acum în calitate de președinte al Consiliului Județean, cu atribuții manageriale, practic aplicative și de leadership administrativ, precum și în calitate de om livresc care își argumentează și întemeiază informații folosindu-se numai de cărți. Prin câteva cuvinte roditoare încerc să pătrund dincolo de zidurile existenței localității Șimleul Silvaniei și al cetății Bathory, făcând o conexiune între creație și cotidian, între viziunile din trecut și trăirile de astăzi, între timpul și spațiul acestui loc. Chiar de nu voi fi un far, voi fi o candelă. Și ajunge. Și chiar de nu voi fi nici o candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina. Așa spunea Nicolae Titiulescu. Orașul dumneavoastră, al nostru, al țării Silvaniei, al doilea ca și mărime în județ, are denumirea formată din două cuvinte. Unul, Șimbleu, care înseamnă muncel, un deal mai mare și cu culme netedă, aflat imediat de după munte, și Silvania, care înseamnă pădure și vine de la țara Silvaniei, cuvânt ce se află și la originea denumirii Transilvaniei, adică țara de dincolo de pădure. Șimleul Silvaniei, denumit generic și metaforic Brașov al Nordului, ori lumina ochiului Ardealului Vestic, se află în bazinul hidrografic al Craznei, la marginea și poalele dealului Măgura, unde a ființat vechea așezare dacică Tacidava. Parte din regatul lui Burebista și găzduiește una dintre cele mai nordice podgorii din România. Șimleul Silvaniei a fost însuflețit de efervescența creatoare a unor personalități ce și-au rădăcinile în acest areal și de care se leagă prin multe fire sentimentale. Dați-mi voie să-i pomenesc aici, într-o ordine aleatoare, pe Alexandru Aciu, Alimpiu Barbolovici, Simeon Bărnuțiu, Ștefan Bathory, Iuliu Maniu, Ioan Osian, Andrei Cosma, Victor Deleu. Ei s-au constituit în modele de urmat în crepuscul acelor vremuri, având menirea de a transforma întunericul în lumină, necunoașterea în cunoaștere, nesperanța în speranță, deznădejdea în nădejdea în Dumnezeu și în viitor. După cum știm, cetatea Șimleului a intrat în posesia familiei Bathory începând cu anul 1351,
Iar castelul Bathory a fost construit începând cu anul 1582. Este castelul singurului rege născut în Transilvania, în șimbleul Silvaniei, de fapt, principe al Transilvaniei, rege al Poloniei și al Marelui Ducat al Lituaniei, precum și reședința principelor ardeleni din familia Bathory. Cetatea a fost teatrul unor războaie cu turcii, dar și un punct de plecare al orașului șimbleul Silvaniei modern. Ștefan Bathory este, după cum știm, titorul Universității de Cercetare Avansată și Educație Babeș-Bolyai și a fost fondată gradual, purtând denumiri diferite și având amploare evolutivă. Doamnelor și domnilor, revenind la sărbătoarea noastră, ne aflăm într-un spațiu multicultural, fapt care ne-a dat posibilitatea de a ne îmbogăți și în același timp de a armoniza culturi și obiceiuri diferite. Cu toții cunoaște câte ceva despre înțelepciunea inimii, despre iertare, milostenie, pace, dreptate, despre iubirea care mulțește totul, purifică sufletul, dând naștere alte iubiri și neputând fi iertută niciodată. Așadar, haideți să ne îndreptăm, să nu ne îndepărtăm de ele și să fugim, crezând că vom depăși rușinea și păcatul care pare inofensiv. Ca și cetățeni ai acestui oraș, nu avem voie să fim spectatori la ceea ce se întâmplă în urbea noastră, în viața noastră, ci coparticipanți la realizarea binelui personal și comun. Nu trebuie să căutăm răul, neîmplinirea, în afara noastră, apărându-ne de ceilalți și să ne confruntăm cu noi înșine, neașteptând toată viața ceva, cum ar fi fericirea, iubirea, să fim sănătoși, să plătim facturi, etc. și să ne creăm oportunitățile singuri, păstrându-ne activă frontiera cu binele. Indiferent că suntem autori sau victime la ceea ce ni se întâmplă, suntem la fel de vinovați de situații. Faptul că vedem paiul din ochiul celorlalt, nu bârna din ochiul nostru, nu ne scuză cu nimic și nici într-un fel vis-a-vis de ceea ce ni se întâmplă, de direcția în care ne îndreptăm, de deslușirea misterului răului. Doamnelor și domnilor, se știe foarte bine că atunci când un guvern se teme de popor, este democrație. Atunci când cetățenii se tem de guvern, este o dictatură. Bunoară merită să rezistăm prezentului și să ne construim singur viitorul, lăsând la o parte uzuala expresie, am avut noroc cu puncte-puncte, dacă era puncte-puncte, și așa mai departe. Și eu cred în noroc și cu atât mai mult, cred că dacă muncești, ai mai mult noroc. Așadar să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere de muncă, pentru a fi drepici în facerile noastre, astfel încât să ne putem bucura cu toții de ceea ce realizăm. Doamne ajută și succes manifestărilor noastre! Încă o dată mă bucur și salut prezența domnului rector în mijlocul nostru. Vă îndemn să ascultați cu mare atenție expozeul domniei sale, care face trimitere la viitorul educației și la educația viitorului nostru. Domnule rector, încă o dată vă salut și vă mulțumim pentru prezența noastră în mijlocul, pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Înainte să dau scena, cum se spune la festival, domnului rector, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Vom vorbi astăzi despre școală pentru viitor, perspective privind dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate. Vă mulțumim pentru prezență, ne bucurăm că ne onorați cu prezența astăzi aici. Mie îmi va fi greu și am și emoții ca fost doctorand al universității pe care o conduceți
să vorbesc ca istoric și dumneavoastră psiholog, dar cu siguranță la finalul acestei conferințe, cei din sale, pentru că ne dorim să fie o conferință interactivă, veți putea adresa un număr de 5 întrebări sau discuții purtate cu domnul profesor universitar, doctor psiholog Daniel David. Vă rog. Da, bună ziua, bună ziua tuturor. Mă bucur să fiu aici. Eu vă spun, în Sănaj, UBB este acasă, adică noi nu suntem oaspeți. Avem prezența UBB în Zalău, avem prezența UBB în Jibou. Evident, avem o mulțime de tineri din județul Sălaj la Cluj, așa că noi facem parte din aceeași comunitate universitară academică. Am venit ca oaspete, dar am venit și acasă, într-un fel. Și pentru mine lucrul ăsta este foarte important. Am și discutat și cu domnul președinte și cu domnul primar, în ce măsură UBB poate să contribuie mai mult la dezvoltarea județului și vom discuta în viitor despre ce programe putem face și ce putem dezvolta și mai mult decât am făcut-o până acum. Tema este una generoasă, nu? Este despre școală și comunitate. Și mi-am propus să punctez câteva idei, nu știu dacă concluzii, mai degrabă niște idei care să vă dea de gândit, să ne dea de gândit tuturor după aceea. Poate începem o dezbatere a lor aici. După aceea gândim acasă asupra lor și discutăm în mediile în care ne aflăm fiecare. Deci n-am pretenția că vin cu niște concluzii, mai degrabă cu niște problematizări și am să mă focalizez pe trei lucruri. Unu, ce învățăm astăzi? Ce transmitem astăzi prin educație? Doi, unde învățăm și unde facem educație? Și trei, cum învățăm? Cum facem educație? Astea sunt cele trei lucruri pe care voi încerca să le acopăr, dar repet, nu am pretenția că va fi comprehensiv, voi puncta câteva idei care să ne dea de gândit. Dar înainte de a face acest lucru, fiindcă am venit totuși cu ocazia festivalului Batorii, Ștefan Batorii, sigur, principele Transilvaniei, regele Uniunii Polono-Lituaniene, a dat diploma în 1581, 12 mai la Vilnius, care a început învățământul superior, prima dată, pe teritoriul actual al României, în Cluj, pe strada unde se află astăzi Universitatea Babeș-Bolyai și care continuă această tradiție academică. Și uitându-mă peste diploma de fondare a universității, cred că încă avem de învățat foarte multe lucruri de la principele Batorii, ca să-l aducem mai spre Transilvania, da? De aceea vreau să vă citesc câteva idei. Câteva lucruri spuse de Batorii prin diploma de fondare a universității, care cred că se poate aplica și astăzi. În sensul că Batorii a înțeles în perioada respectivă că un oraș, o localitate fără școală, n-are cum să se dezvolte. Altfel spus, mediul educațional de calitate este fundamental pentru dezvoltarea unei comunități. Sigur că în Cluj, în vremea respectivă, erau școli la nivel primar, la nivel gimnazial, însă Batorii și-a dorit o școală la nivel de învățământ superior. Din acest motiv a simțit că asta poate dinamiza lucrurile. Când a discutat cu iezuiții, iezuiții încercau să-i sugereze principelui că, știi, sunt diverse școli, diverse niveluri pe care le putem organiza. Și fără să intre în detalii, trimișii principelui au spus iezuiților, principele vrea cel mai înalt nivel și cea mai bună calitate. S-a încheiat discuția. N-au mai discutat despre alte posibilități. Uite, de exemplu, în diplomă se spune așa, apropo de motivație. Oamenii din neamul nostru au fost siliți să întreprindă cu mare cheltuială călătorii îndepărtate, de vreme ce nici în Transilvania, nici în Ungaria nu există colegii sau academii. Deci la acea vreme nu mai exista învățământ superior, nu doar în Transilvania, nici în fostul regat maghiar. Deci asta a făcut Batorii în 1581. Și el spune, de aceea ar fi neglijate cinstitele litere între oamenii consacrați științei, s-a răcit râvna evlaviei și toată eleganța vieții a pierit. Deci ăsta a fost motivul pentru care Batorii a dorit să construiască un învățământ superior în Transilvania. Apoi, învățăm că atunci când vrei să faci o școală, trebuie să-ți propui maximum. Adică trebuie să vrei să o faci bine. La cele mai bune standarde care există în vremurile tale. Iată ce spune Batorii în diploma de fondare a Universității din Cluj. Spune așa,
Cel care s-a instruit cu vrednicie literele umaniste, ebraice, grecești și latinești, și apoi va fi vrut să ajungă prin judecata universității, colegiului, la culmea uneia dintre cele două facultăți, fie teologie, fie filozofie, să poată să fie promovat la gradele de bacalaureat, magistru și doctor. Deci acea universitate. Mi-a fost o universitate care dădea licențe numai. Avea maxim magister și doctorat. Și de asemenea spune, iar această promovare să aibă aceleași drept, demnitate, excelență și strălucire pe care obișnuiesc și pot să le dețină de drept și din obișnuință astfel de promovări în academiile din Italia, Franța, Italia și Germania. Asta a fost ambiția lui. Asta a vrut să facă la Cluj. Ceva care să fie comparabil cu ce exista în momentul respectiv în acele țări. Deci, altfel spus, te uiți la nevoie și simți că vrei educație. Îți propui să o faci, dar la un nivel calitativ mare, ridicat, maximal. Și Bathory știa că pentru a face acest lucru ai nevoie de câteva lucruri. Și spune așa. Instituția sau instituției să nu-i lipsească nimic în ceea ce privește drepturile, podoabele și excelențele sale după obiceiurile celorlalte academii. Și după aceea urmează donațiile pe care le-a dat aceste academii. Pământuri, sate, alte bunuri. Fiindcă dacă vrei să faci școală, trebuie să o dotezi bine. Altfel spus, să vrei să faci o școală bună și să-i dai resursele de care are nevoie, că altfel degeaba ai ambiții, cum vorbeam cu Tudor, ambiții fără muniția unii astăzi și nu acoperi nimic în acest sens. Și de asemenea, trebuie să-i dai autonomie. Adică trebuie să o lași să funcționeze într-o logică academică. Chiar dacă banii vin din zona politică aici, din zona regelui, trebuie să-i lași autonomie. Iată ce spune, de exemplu, Bathory în actul respectiv. Spune așa. Colegiul și membrii acestuia să fie imuni și scutiți de toate contribuțiile și corvezile atât ordinare cât și extraordinare și toate pricinele acestui colegiu să fie apărate în procese de directorul nostru de procese sau de urmașii noștri. Altfel spus, aveau o autonomie față de autoritățile din Cluj și erau reprezentați în procesele care puteau să apară de reprezentanții principelui. Un lucru foarte important. Asta înseamnă forța unei universități. Sigur, în final, când faci o școală, o faci pe termen lung. Nu te gândești la lucruri pe termen scurt și el spune urmașii noștri să țină în mână, să respecte cu credință și cu strășnicie această fundație noastră. Deci, iată, aceste lucruri pe care le vedem într-o diplomă de fondare a unei instituții de învățământ superior, repet, la data respectivă, singura de pe teritoriul actual al României și Ungariei, are toate ingredientele de care am avea noi astăzi nevoie și dacă politicienii noștri ar citi această diplomă, ar ști cum se înființează o școală. O școală vine pe o nevoie, o școală are nevoie de standarde maxime, de standarde la care să te raportezi, are nevoie de dotări, are nevoie de autonomie și trebuie construită pentru termen mediu și lung, nu doar facem ceva pe termen scurt. Acestea fiind spuse, hai să revenim la cele trei teme pe care am spus că voi încerca să le problematizez. Legat de școală și comunitate. Altfel spus, ce învățăm asta? Ce ar trebui să obținem prin educație. Simplu spus, noi încercăm prin educație, nu, să transferăm celor care intră în procesul de educație competențe. Toată lumea vorbește de competențe. Unele competențe sunt specifice în domeniul matematicii, în domeniul istoriei, alte competențe sunt transversale. Competențe de comunicare, de exemplu, competențe de IT. Dar după aceea ne punem următoarea întrebare. Am înțeles, transferăm competențe, dar ce este de fapt competența? Că dacă ascultați foarte multe discuții, toată lumea vorbește despre competențe. Când îi întrebi, să dea ok, am înțeles, dar totuși ce înseamnă competență? Ce transferăm? Unii se blochează, alții dau răspunsuri greșite, alții dau răspunsuri diferite față de ce înseamnă acest construct în științele educației. Prin competență, de fapt, noi vrem să transferăm prin educație, mintea tinerilor, trei lucruri. Asta înseamnă competență. Înseamnă cunoștințe declarative, adică ce știi să spui. De exemplu, nu știu, în ce an Bathory a înființat Universitatea din Cluj?
1581. Asta este o cunoștință declarativă. Ce știi să spui? Nu știu, tabla mulțirii, cunoștință declarativă. Deci avem cunoștință declarativă. 2. Cunoștințe procedurale. Adică ce știi să faci? Nu știu, de exemplu, faci pregătire pentru a conduce mașina. Sau alte cunoștințe procedurale la tot felul de, nu știu, licee, de exemplu, tehnologice. Și 3, foarte important, valori. Deci o bună educație transferă competențe, care de fapt înseamnă 3 lucruri. Cunoștințe declarative, cunoștințe procedurale și valori. Și cele 3 lucruri sunt legate între ele. Și trebuie să fie într-un echilibru adecvat. Ei, știind acest lucru, din păcate, uitându-ne la sistemul educațional, vedem o mulțime de probleme. În sensul că mulți, mai ales în perioada de dinainte de Revoluție, puneau un accent foarte mare pe cunoștințele declarative. Altfel spus, într-adevăr, înainte de Revoluție, accentul era extraordinar pe cunoștințe declarative. Ce știi? Ce știi să spui? Și mai puțin pe cunoștințe procedurale și mai puțin pe valori. Erau și alte valori în perioada respectivă, mascate în diverse lecții, dar nu era o focalizare directă pe valori. După Revoluție, oarecum mulți fiind deja sătui de acest accent pe cunoștințe declarative, au venit și auziți în spațiu public aceste idei. Să terminăm cu cunoștințele declarative. Noi vrem cunoștințe practice, skills-uri, proceduri, nu atâta teorie. Cunoștințe procedurale. Deci iată că astăzi educația trece într-o altă extremă. Am avut o extremă și trecem într-o altă extremă. Deși toate teoriile educației îți spun ai nevoie de toate componentele. Nu se poate una fără cealaltă. Și hai să vă spun de ce. Am avut, de exemplu, o discuție la un moment dat, o dezbatere publică în urmă cu câteva luni, cu cineva care era foarte pornit împotriva, spunea el, școlii vechi, pe care și eu am făcut-o. Da? Școala veche, cunoștințe teoretice, spuneau sisteme de ecuații de gradul 2 în clasa 11-a sau 10-a sau 12-a, calcul diferențial, la ce mi-au folosit? Și n-am putut să mă abțin și am spus, te-a ajutat să nu fii prost. A învăța cunoștințe declarative este un lucru fundamental pentru un om. În primul rând, este un mecanism prin care tu dobândești sensuri și semnificații. Dobândești înțelegeri ale lumii în care trăiești. Este componenta culturală. Ori toate studiile de psihologie arată că cei oameni care au sensuri și semnificații în viață și înțelegeri complexe ale situației și ale vieții lor sunt mult mai fericiți și mai sănătoși la minte. Deci, scurt spus, îți dă sensuri și semnificații. 2. Cunoștințele declarative, pe măsură ce se adună, produc schimbări de paradigmă. Altfel spus, s-ar putea să faci o cercetare științifică, nu are nicio aplicabilitate practică. Mai faci încă una, alta. Adunate împreună, la un moment dat schimbă paradigma și ai trecut de la trasul cu arcul la zbor cu rachete. Dar aia se întâmplă pe termen mediu și lung. Dacă n-ai cunoștințele declarative, vei perfecționa tragerea cu arcul. Dar nu faci saltul într-o nouă paradigmă de dezvoltare. Și 3, eu știu ca psiholog că îți antrenează creierul. Este ca și cum ai merge la sală, fără să vrei să fii sportiv. Mergi la sală sau acasă. Faci exerciții fizice ca să ai corpul într-o stare bună. Să fii fit, ca să spun așa, pentru tinerii care văd în sală, da? Poate se întâmplă și cu aceste cunoștințe declarative. Îți țin creierul fit și mintea să o țin într-o stare normală de sănătate. Asta e funcția cunoștințelor declarative și nu este voie să trecem în cealaltă extremă în care toți ne focalizăm numai pe skills-uri, numai pe cunoștințe procedurale. Pe de altă parte, în același timp, într-adevăr, nu e voie să exagerăm zona de cunoștințe declarative, fiindcă oamenii trebuie să știe să le aplice în viața de zi cu zi. Oamenii trebuie să aibă proceduri, trebuie să producem și să generăm oameni care sunt bine pregătiți pentru companiile din societatea pe care o avem astăzi. De aceea avem nevoie de acest echilibru. Uite, de exemplu, un psiholog descria ce s-a întâmplat sau cum gândeau oamenii spre sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Hai să vă dau câteva exemple, poate nu o să vă vină să credeți acest lucru.
În perioada respectivă, oamenii erau foarte focalizați pe aspecte de skills și pe aspecte de practică și de viață cotidiană. De exemplu, dacă spuneai unui om, îl puneai în fața unui silogism și îi spuneai așa, adaptez discursul, sigur, în România nu există cămile. Prima premiză. Doi, Clujul sau Zalăul, Clujul, este un oraș din România. Și vine întrebarea. Pornind de la cele două lucruri, te întreb, există cămile în Cluj? Dacă gândești prin silogism și într-o manieră de logică, evident că dacă în România nu există cămile și Clujul e un oraș din România, nu există cămile în Cluj. Dar oamenii, la început de secol 20, refuzau să gândească abstract și prin silogisme. Și spuneau, s-ar putea să existe Clujul în oraș mare. Da? Deci refuzau să gândească abstract. Doi. Îi puneau în fața unor sarcini de genul următor. Vedeți vreo legătură între corb și pește? Evident că dacă gândești abstract, spui că da, pot să văd animale. Intru la o categorie superioară, spun ambele sunt animale. Refuzau să fac această gândire abstractă și eventual legătura era că unicorni mănâncă pești mici. Deci tot chestii foarte practice de viață. 3. Povestește psihologul american Flynn că taică sau, sigur, făcând parte din generații mai vechi, avea unele atitudini mai rasiste în anumite zone. Și el era un activist pentru drepturile celor care erau persecutați. Și ca să-l convingă pe tată să vadă lucrurile și să-i schimbe atitudinile negative, îi spune așa, tată, ia imaginează-ți cum ar fi să te culci și dimineața să te trezești și să ai culoarea pielii neagră. Cum ar fi să fii tratat așa? Și taică s-au refuzat să facă acest exercițiu ipotetic, spunând așa ceva imposibil. Adică, refuza din nou ca și cum, dacă. Și să știți că acest stil de gândire psihologic, foarte ancorat în realitate, în aspecte funcționale, era dominant la începutul secolului 20. Pe parcursul secolului 20, în cele mai multe țări, a început un fenomen interesant, accesul la școală, obligativitatea de a merge la școală, și școala a început să dezvolte gândire abstractă. Problem solving, logică, matematică, calcul diferențial și așa mai departe. Și asta, foarte interesant, a dus la un fenomen pe care noi îl numim în psihologie efectul Flynn, și anume a crescut nivelul de inteligență per generație. La nivel global, fiecare generație, deci cam tot la 10 ani, creștea nivelul de inteligență cu 3 puncte. De ce s-a întâmplat acest lucru? Fiindcă am reușit să trecem și să asimilăm în educație și cunoștințele declarative. Și cunoștințe care ne provoacă logica dincolo de realitatea obișnuită. Problema acum este că ne uităm la început de secol 21 ca psihologi și vedem că fenomenul Flynn se oprește. În unele țări se inversează. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Primele ipoteze vin pe această idee că începem să renunțăm la ideea de gândire abstractă, de a gândi dincolo de ce ne folosește imediat. Toate trebuie să ne folosească viața de zi cu zi, să aibă aplicabilitate și așa mai departe. Deci ce vreau să spun cu asta sau cu aceste exemple? Noi în educație trebuie să transferăm competențe. Dar un bun educator va avea mereu grijă să țină un echilibru între cele trei componente de care am vorbit. Da, tinerii trebuie să aibă cunoștințe procedurale. Trebuie să știe să facă lucruri. Dar în același timp au nevoie și de cunoștințe declarative și de valori. Dacă accentuezi prea mult cunoștințele declarative, ai oameni care știu lucruri, dar n-au ce să facă cu ele în viață. Și este o greșeală. Dar și dacă mergi numai pe lucruri practice, vei avea buni meseriași, dar nu o să ai buni specialiști. Oameni care știu să facă diverse chestii practice, dar nu-i pot învăța pe alții, nu pot generaliza la alte contexte, și care nu au sensuri și semnificații suficient de puternice. Nu o să fie foarte fericiți psihologic, ca să spun așa, în viață. Deci primul mesaj al meu este acesta. Ce transferăm prin educație? Evident, competențe. Ce înseamnă competențe? Un amestec
echilibrat, care trebuie să fie echilibrat între cunoștințe declarative, procedurale și valori. Orice eroare, orice accentuare incorrectă a unora din cele trei componente duce la dezechilibru și la o educație proastă. Deci asta este ceea ce trebuie să transferăm într-o bună educație. Și asta e prima idee. A doua idee, unde facem educația? Și avem trei mari contexte în care facem educația. Avem așa, nu? Educația formală, pe care o facem în școală. Școală de diverse tipuri. Primară, secundară, liceu, universitate și așa mai departe. Și asta este educație formală. Avem după aceea educație non-formală, pe care o facem în afara școlii. Tot după un curriculum, tot organizat, tot intenționat, dar nu este în școală. Se poate întâmpla, de exemplu, într-o, nu știu, școală a unei companii de IT, o altă companie își face, nu știu ce, cursuri de formare proprii, în zona televiziunilor, toți vedem cum apar acele reclame, școala media, nu știu care, în care formează niște competențe pentru televiziune, este această învățare non-formală și, sigur, trei, avem învățarea informală, cea care se întâmplă în viață, prin experiențele pe care le avem la locul de muncă, în școală, în familie și așa mai departe. Evident că multă vreme elementul dominant în educație a fost învățarea formală. Și învățarea informală, dar învățarea formală era cea pe care ne-am focalizat începând cam de la mijlocul secolului 20. Aia era dominantă. Numai că învățarea formală începe să fie provocată foarte mult astăzi de celelalte două. Și atunci trebuie să fim atenți cum le integrăm. În primul rând, învățarea formală este provocată de cea non-formală, companii, firme, diverse instituții. Mă gândesc, de exemplu, în zona IT-ului. Toate firmele mari au academii de IT, care intră în competiție cu ce facem noi la universitate pe pregătirea IT-ului. Și trebuie să conștientizăm acest lucru. Mai mult, învățarea informală devine tot mai importantă. În timpul secolului 20, accesul la cunoaștere nu era ușor. Mulți de aici ne amintim, cei mai tineri, eu încă am prins perioada aia, că eu sunt așa generația de trecere între cei tineri și cei mai seniori. Când mă interesa și aveam o întrebare, de exemplu, nu știu, care sunt țările din Caucaz, așa detaliat. Nu mai aveam, cum aveți voi acum, telefonul și intru pe Google, pun întrebarea și într-un minut am răspuns. Trebuia să merg la biblioteca județeană, să caut cartea X, care poate era, poate nu era. Dacă nu era, trebuia să aștept o săptămână sau două săptămâni și aveam răspunsul, poate după o săptămână sau două. Și accesul la cunoaștere îl aveam prin intermediul profesorilor, care s-ar putea să nu fi știut toate informațiile pe care mă interesau pe mine, sau în biblioteci unde dura până aveai acces la ea. Așa accesai cunoașterea atunci. Era foarte greu să faci cu adevărat cunoaștere de calitate informală și chiar non-formală. E cunoașterea concentrată. Profesorul avea un alt profil atunci. Profilul profesorului era de deținător de cunoaștere. Care era diferența între, de exemplu, profesorul universitar și student? Probabil că și în zona liceului și a gimnaziului. Că eu știu mai mult decât studenții mei. Asta era o diferență. Eu aveam niște cărți pe care ei nu le aveau. Aveam niște studii pe care ei nu le aveau. Astăzi acest model este provocat foarte tare. Astăzi cunoașterea este democratizată. Când am un curs, de exemplu, și zic un lucru, unii studenți mă verifică în timp real pe telefon. Da? Și trebuie să am foarte mare grijă ce spun și cum spun. Astăzi eu am și grijă mereu să spun că diferența între mine și student nu este de cunoaștere. Uite, de exemplu, la universitate am cursul de psihologie clinică și psihoterapie. Ne ocupăm de tulburări psihice. Sunt vreo 400 și ceva. N-am cum să fiu la zi cu toate cunoștințele în cele 400 de tulburări psihice. N-am cum. Am perspectiva generală. În câteva, oricând mai au la întrecere cu oricine din lumea asta, însă ar putea ca să am un student în sală care în familie a avut pe cineva cu o anumită tulburare psihică și a citit și citește tot ce se întâmplă despre asta. Eu n-am apucat să citesc studiul care a apărut acum două săptămâni.
Dacă nu accept că unii studenți, poate unii elevi, pot să știe mai mult decât mine pe o anumită temă, am o mare problemă în lumea de astăzi, când cunoașterea este democratizată. Diferența între mine și studenți, sau între mine și elevi, este sigur și de cunoaștere în anumite domenii care mă interesează în mod deosebit, dar acolo este o diferență, fiindcă eu știu cum să-l mentorez, să-l învăț cum să învețe. Simplu fapt că ai cunoștințe la îndemână, nu înseamnă că o să și știi cum să le înveți. Eu trebuie să le învăț. Unde să le caute? Cum să facă distinția, de exemplu, între cunoaștere și pseudo-cunoaștere, că în spațiul public există foarte multe fake news-uri, informații de proastă calitate. Și funcția unui profesor în educație începe să devină tot mai mult de mentor. Diferența între mine și student se mai păstrează așa pe zone de cunoștință. În zona preuniversitară încă impactul și mai tare, dar trebuie să ne asumăm rolul de mentor. Acești tineri au acces, repet, la un clic de telefon, la informațiile pe care doresc să le aibă. Hai să învățăm și cum să le caute, cum să le selecteze, cum să le asimileze și cum să le folosească. Asta începe să devină funcția noastră tot mai mult. Și de aceea va trebui să ne obișnuim că pe lângă învățarea formală, învățarea non-formală, ca urmare a democratizării cunoașterii și chiar învățarea informală, devin foarte importante. Deci, noi ca școală, la toate nivelurile, trebuie să avem legătură cu mediul socioeconomic. Să facem împreună acele cursuri în cadrul companiilor. Și la un moment dat va trebui să avem programe prin care certificăm cunoașterea. Adică noi suntem obișnuiți să transferăm cunoaștere, să o certificăm prin diplome. Va veni momentul când, pe lângă asta, vom certifica cunoașterea pe care tinerii au dobândit-o în viață de zi cu zi sau în diverse companii. Și hai să nu ne opunem, că pierdem. Vine ca un tăvăluc peste noi schimbarea de paradigmă. Hai să fim parte a schimbării și să avem o contribuție în a păstra învățarea formală acolo unde trebuie păstrată și cum trebuie păstrată și să lucrăm cu colegii noștri din zona, din comunitate, că asta e întrebarea, nu școală și comunitate, să lucrăm cu colegii noștri din comunitate pentru a face învățare non-formală și informală de calitate. Foarte important să ne asumăm acest lucru. Deci asta este, dacă vreți, a doua concluzie. Unde învățăm? Și în școală, dar și în medii non-formale și în viața de zi cu zi, în medii informale. Și a treia problemă pe care vreau să o duc în discuție se referă la cum învățăm. Nu vreau să vă provoc, fiindcă asta polarizează, totdeauna polarizează discuția asta pe sala și oamenii. Uite, de exemplu, eu am devenit rector al Universității Babeș-Bolyai în vinerea, a venit confirmarea de la minister, 9 martie 2020. Și am mers lunea, gândind că am un program cu care am câștigat, ce o să fac. Și lunea a trebuit să trecem la învățământ online sau să închidem universitatea. Evident că toată paradigma s-a schimbat. Am reușit, cine s-ar fi așteptat că școala și universitățile ar putea trece peste noapte la un învățământ online? Și aici încep să fie cârcotașii care spun. Învățământul online a fost o catastrofă. Eu ascult. Și spun că eu nu cred că învățământul online a fost o catastrofă. Haideți să vă spun de ce. Învățământul online a fost o catastrofă în anumite instituții școlare și a fost un lucru foarte bun în alte instituții școlare. Fiindcă dacă n-ai avut tehnologia necesară și n-ai avut profesori pregătiți să predea online, evident că a fost o catastrofă. Și în universitate, în prima fază, să știți că mulți colegi de-ai mei au crezut că învățământul online înseamnă că nu mai stau în fața voastră, în fața elevilor, ci stau în fața computerului. Da? Și le vorbesc o oră, o oră și jumătate. Și erau îngroziți că după 15-20 de minute închideau camera sau nu mai vedeau la cursuri. Învățământul online nu înseamnă că stau în fața computerului și vorbesc ca și cum aș fi în fața clasei. Învățământul online înseamnă altceva. Înseamnă că îți spun, de exemplu, dacă ați fi studenți, îți spune, săptămâna viitoare discutăm despre depresie. Astea sunt cele trei articole fundamentale pe care vă rog să le citiți. Ne vedem săptămâna viitoare și mă întreb ce ați înțeles, ce întrebări, ce neclarități aveți. Și discutăm împreună ce trebuie făcut în domeniul respectiv. Când îmi pui o întrebare la care n-am răspuns, fiind online,